Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce se mai face contrabandă? Că se face contrabandă în draci în țara asta, dar uite, nu ne-am așteptat la asta, cu pisici. Hmm? Cu pisici, un ucrainean, un cetățean. Pisici sau pisi? Pisici. Pisici. Da. Unul săracele, au vrut să intre, deci un ucrainean a vrut să intre în România cu 20 de pisici de rasă dosite într-un compartiment secret al mașinii. La punctul de frontieră, mă rog, punctul de trecere a frontierei la Siret, băi, mi se pare un curaj excepțional, deci trebuie premiat pentru curaj. Eu cu poche n-am curaj să mă duc cu el în mașină, nici măcar până la veterinar. Înțelegi? De ce? Ce-ți face? Păi, pisicile nu sunt... prietene cu mașina, știu. Dar nu sunt prieteni cu deplasările. Când... poate le-a adormit un pic. Tăticule, nu știu dacă le-o fi adormit. Deci, dânsul mai avea într-o valiză și vreo 20.000 de dolari. A ajuns, deci, la graniță, a tras la ghișeu. Oare cum s-au prins vameșii? De ce am dat piesa asta, dar, mă rog, asta a fost singura conexiune pe care am putut să o fac. Alea nu mie unau, erau și niște poze. Erau treze pisicile săracele. Adică... da, deci asta au fost găsite 20 de pisici de rasă, valoare de piață a unui pui, aproximativ 500 de dolari. Da, alea British, am văzut fotografii. Foarte frumoase. Câți pui faci? British-ul ucrainence? Câți pui? Da. Cum? Da. British-ul ucrainence? Mă, serios, ai idee? Că mă gândesc la randamentul business. Eu aveam o pisică. De fapt, era pisica fratelui meu. O pisica Frosa. Așa? Era mic. Foarte frumoasă pisica. Iubăcioasă, nu știu ce. Avea prieteni toți băieții din cartier. Băieții motani. Făcea de 3 ori pe an câte 6 pui. 18 ori 5. Da. Vezi că nu, trebuie să ai grijă de el, chiar de așa. Îi faci 9.000 asta de euro, ești nebun. Gunoieră. Deci a umplut cartierul. Cred că și acum, în cartierul Floreasca, sunt urmași ai pisicii Frosa. Deci dacă Luca ar avea o pisică de-asta, ar ține-o gravidă non-stop. Da, să zici că ai ghinion și nu faci 18. Exploatatorule. 5 minuțe. La sufletul ei nu te gândești cum să-i vinzi pui. Îi păstrezi pe toți, Luca. E 6, dar ții nu ții una, ții 3. Nu e o camera lor, o garsonieră, merită. Nu cred, nu știu ce să zic. Oricum, partea cea mai mișto a știrii este concluzia: pisicile nu au fost confiscate. Deci cred că polițiștii de frontieră sau nu au zis, nu au dat drumul. L-au trimis înapoi cu pisici cu tot. I-au zis, nu, ne luăm pe cap 20 de pisici, ai nebunit, lege, ok, dar și instinct de conservare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.